Moment emoționant pentru Sabrera Felicia Iacob. Sportiva în vârstă de 19 ani a fost felicitată de către comandantul clubului Steaua București, colonelul Răzvan Ștefan Bichir, pentru medalia cucerită la începutul acestei luni la Campionatul Mondial de Scrimă pentru Juniori. Alături de echipa României, Felicia Iacob a câștigat medalia de bronz în proba de sabie juniori, după un succes dramatic în finala mică în fața Turciei, scor 45-40. Deși au trecut aproape două săptămâni de la acest eveniment, Felicia savurează din plin victoria de la Cairo, cea mai importantă a carierei sale. Sunt într-un moment în care nu-mi vine să cred încă ce s-a întâmplat. În același timp, dacă mi-ar spune cineva că concursul a fost acum două luni, n-aș putea să spun că nu e adevărat. Dacă mi-ar spune că am tras ieri, nici asta n-aș putea să spun că nu e adevărat. Deci încă nu am noțiunea timpului, deci presupun că nu, nici euforia n-a trecut. Cum ai descrie relația cu antrenoarea ta, Cătălina Anghel? Doamna Cătălina este pur și simplu ca o mamă pentru mine și acum îmi amintesc momentul în care am intrat în sală. Totul s-a întâmplat datorită fratelui meu care s-a apucat înaintea mea de scrimă. A venit acasă și a spus că s-a dus la o doamnă drăguță pe care a văzut-o în sală, că îi învăța pe copii cum să se joace cu săbii și inițial am fost puțin reticentă înainte să vin și eu în sala de scrimă, dar odată ce am intrat și am văzut ce se întâmplă acolo, n-am mai putut să renunț. Care este cel mai important sfat pe care ți l-a dat până acum? Să am încredere în mine. Asta, 100%. Să am încredere în mine că pot să fac ce îmi doresc. Felicia este cel mai muncitor om cu care am avut plăcerea să lucrez. Pare de neoprit în tot ceea ce face, inclusiv în sală, în afara sălii. Este un sportiv pe care cred că oricine și-l dorește să-l antreneze și să-l aibă în echipă. Ce reprezintă această medalie pentru tine ca și antrenor? Este prima medalie pe care o obțin. Eu am început cu grupe de copii acum 10 ani, iar Felicia face parte din prima mea generație de sportivi. Deci în momentul de față este încununarea muncii, amândorora și nu numai, și întregului colectiv. Este un start, să zic așa. Din momentul ăsta putem obține chiar mai mult de atât. Ce planuri ai cu Felicia? În primul rând încercăm să închegăm o echipă. Felicia vreau să fie și îmi doresc din tot sufletul să fie cârma acestei echipe. Îmi doresc să rămână în continuare alături de noi, să putem să o ținem până la pensie, să spun așa. Începând cu sezonul viitor, Felicia Iacob va concura la seniori și visează ca în 2024 să cucerească o medalie la Jocurile Olimpice de la Paris. Forța!